Proteste de amploare împotriva guvernului Câțu a avut loc în Drobeta, Turnu-Severin, chiar în ziua de ajun a anului nou. Membrii sindicatelor din poliție și ale sindicatelor care reprezintă polițiștii din penitenciare au organizat acest protest, dorindu-și să le fie respectate munca și drepturile de către guvernul Câțu. Polițiștii alături de jandarmi sunt în linia întâi în lupta cu pandemia, fiind printre cei mai expuși riscului de îmbolnăvire. Acest lucru a generat 12.000 de îmbolnăviri și 30 de decese în rândul angajaților. Aceștia își doresc ca munca și drepturile să le fie respectate de către guvernul Câțu. Sindicaliștii au ales să iasă în stradă în data de 31 decembrie, chiar în fața prefecturii. Organizații sindicale afiliate Federației Publisint, în speță Sindicatul Național Polițiștilor de Penitenciare, SNPP Drobeta, și Sindicatul Polițiștilor Europene, Europol, au desfășurat în data de 31-12-2020, în intervalul orar 10-12, o acțiune comună de pichetare a prefecturilor din întreaga țară, ca o primă reacție la proiectul ordonanței de urgență privind înghețarea drepturilor salariale și a pensiilor de serviciu, precum și la creșterea penibilă cu doar 41 de lei a salariului minim net pe economie. Deciziile adoptate de guvernul Câțu au generat mari tensiuni și nemulțumiri în rândul personalului. Această serie de proteste organizată începând cu ultima zi a anului 2020 este doar o primă reacție la organizațiile afiliate Publisind. Începând cu ianuarie 2021 vom face public calendarul de acțiuni sindicale și vom încerca cu refuzul de prestare a muncii suplimentare, suspendarea sau blocarea anumitor activități în domeniul de activitate, să intervenim doar la urgențe și organizarea unor meeting-uri în cascadă pe perioadă nedeterminată până la soluționarea favorabilă a solicitărilor. Un alt motiv pentru care protestul a fost organizat a fost faptul că polițiștii nu au beneficiat de nicio compensație în bani pentru expunerea la riscul de infectare asemenea altor categorii de bugetari. De asemenea, deficitul major de personal implică un efort suplimentar din partea colegilor în activitate, efort ce nu este compensat în bani și nici timp liber nu poate fi acordat. Acest lucru supra-solicită oamenii și conduce la epuizarea fizică și psihică prematură. Tocmai de aceea speranța de viață a polițiștilor și militarilor este de aproximativ 60 de ani, cu mai puțin de 10 ani decât în cazul altor categorii de pensionari.